Bună ziua, bun găsit, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare pentru toată susținerea și voi face oroscopul lunii ianuarie pentru Zodia Gemeni. Zodia Gemeni, înainte de toate, dacă nu te-ai înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să apăsați pe clopoțel. Nu costă nimic, este gratis, dar veți primi notificări când eu voi distribui ceva nou pe acest canal. Haideți să vedem. Și dacă aveți un prieten drag sau cunoașteți pe cineva care poate are nevoie de un mesaj, de un sfat, din partea mea poate are nevoie de un ajutor, vă rog să distribuiți acest videoclip, acest canal persoanei respective. Haideți să vedem Zodia Gemeni, pentru Zodia Gemeni, luna sau ascendentul în Zodia Gemeni. Ce va aduce prima lună din anul 2023? Ce va fi în această lună ianuarie? Pentru toți abonații mei de pe canalul Luminița Tarot, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru cei născuți în Zodia Gemeni, luna sau ascendentul în Zodia Gemeni. Haideți să vedem, oamenii mei dragi. Am uitat să... Trezim energiile un pic. Haideți să vedem. Pentru Zodia Gemeni, luna ianuarie. O lună importantă, să știți, o lună foarte, foarte importantă, dar în același timp o lună plină de surprize, da, și de schimbări. Va fi o lună importantă pentru dumneavoastră, Zodia Gemeni. Primul card a ieșit moartea. Asta înseamnă că vă veți elibera de ceva anume. Veți da trecutul la spate. Văd că ceva se va schimba, o transformare. O schimbare va veni în viața dumneavoastră. Cred că veți renunța la trecut, la situații în general. Veți renunța la ceva care nu mai funcționează, nu mai merge. Va trebui să renunțați ceva în urmă. Va trebui să faceți această purificare, această transformare. Și va trebui să vă ascultați intuiția. Da? Și să aveți răbdare. Preoteasa îmi spune că e nevoie de răbdare în această schimbare care va veni în viața dumneavoastră. Va trebui să vă folosiți, să vă urmați intuiția, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați vocea interioară. Pentru că e nevoie să aveți încredere, este nevoie de încredere aici și să aveți răbdare, să spunem așa, în ce privește familia dumneavoastră, ce privește planurile dumneavoastră, judecata îmi spune că e posibil să auziți, să primiți o veste care sau să se întâmple ceva în viața dumneavoastră care va trebui să vă retrezească, cum vedeți acești fluturi, va trebui să luați aminte de anumite lucruri din viața dumneavoastră și să încetați să mai vă judecați pe voi înșivă și pe alte persoane. Va trebui să analizați acest trecut și văd că va fi totul spre bine, să spunem așa. Se va renui energia în viața dumneavoastră și văd foarte multă protecție din partea divinității. Veți se auzi o veste care vă va pune în starea să analizați lucrurile pentru a ști ce va trebui să faceți pentru mai departe. Și văd că totuși sunteți legați la ochi, blocați mental în ce privesc anumite decizii din viața dumneavoastră. Este doar o iluzie să știți că puteți ieși foarte bine din acest blocaj, da? Dar e ceva care nu vă dă pace în mintea dumneavoastră, se repetă anumite lucruri și tot se repetă, să spunem așa. Văd aici împărăteasa, văd o lună fertilă,
veți fi senzuală, veți avea parte de succes, veți dori să acționați și veți comunica persoanelor din jurul dumneavoastră ce doriți să puneți în aplicare. Foarte multă senzualitate în această lună ianuarie. Pentru cei care nu au copii sau așteaptă, puteți afla că sunteți însărcinată. Roata destinului, ceva destinat dumneavoastră. Văd și foarte mult, e ca și cum ceva va începe să, văd foarte multă mișcare, ceva va începe să se miște pentru dumneavoastră. Dumneavoastră veți învârti această roată a destinului, un noroc pentru dumneavoastră. Văd în fața dumneavoastră acest noroc va veni în viața dumneavoastră, oportunități, succes, dacă doriți să vă întoarceți undeva în trecut. În această lună văd că faceți un drum în trecutul dumneavoastră, unde ați mai fost, și văd că va avea o mare importanță familia dumneavoastră. Dar în ce privește familia dumneavoastră, e nevoie de răbdare, e nevoie de înțelepciune. E posibil ca dumneavoastră și să vă retrageți în sufletul dumneavoastră, să meditați, să vă găsiți pacea, să spunem așa. Spânzuratul îmi spune totuși că aici văd un fel de blocaj sau veți avea parte și de blocaje, să spunem așa, sau de după, e posibil să aveți parte și de, este o talare generală, deci vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. E posibil să fie și anumite instabilități în viața dumneavoastră și acest lucru să vă blocheze, să vă simțiți blocat. Sau veți decide dumneavoastră să vă luați o pauză, să spunem așa. Poate în aceste proiecte care vor veni în viața dumneavoastră, va trebui să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vedeți lucrurile dincolo de aparențe, da? Deci împărăteasa, curata destinului și spânzuratul. Este nevoie să vedeți lucrurile diferit pentru a le duce la bun sfârșit. Da? Este nevoie să fiți înțelepți și văd că veți fi foarte intuitivi, văd că spiritualitatea va avea un rol important în viața dumneavoastră în această lună. Haideți să vedem, poate veți auzi și de o persoană care a decedat, care va decide să se ridice la cer în această lună ianuarie. Haideți să vedem. Vreau să clarific aceste cărți pentru Zodia Gemeni, Luna. Aici îmi spune de iluzii, foarte multe gânduri și iluzii. În ce privește o schimbare? În ce privește o schimbare, va trebui să dați ceva la spate și va trebui să faceți anumite alegeri, dar văd și foarte multe iluzii. Aveți grijă să nu vă faceți foarte multe iluzii în ce privește această schimbare. Da, văd foarte multe vise. Haideți să vedem pentru Zodia Gemeni, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. E posibil să vă gândiți la începutul acestei luni ianuarie la o persoană care nu mai există printre voi. Și poate fi mama voastră, bunica voastră, să vă gândiți foarte mult la această persoană, să vă lipsească această persoană, să spunem așa. Haideți să vedem. Preoteasa îmi spune aici că veți avea parte și de dificultăți, da? Și de sfide, sau veți avea parte de conflicte interioare care încă nu știți că le aveți. Și va trebui să meditați, să încercați să nu lăsați pe nimeni și pe nimic să vă atingă pacea interioară, da? Și veți reuși oricum, sunteți înaintea tuturor, vedeți aceste bețe care vor veni spre dumneavoastră din afară, da? Deci prieteni, chiar și persoane dragi de aproape, de lângă dumneavoastră, sau poate cunoștințe sau în drumurile dumneavoastră să aveți aceste anumite sfide care vor veni spre dumneavoastră și va trebui să luptați în ce privește aceste sfide.
Vă recomand să vă ascultați vocea interioară, intuiția și să studiați bine lucrurile înainte să acționați într-un mod agresiv, să spunem așa, pentru că șapte de bețe este un semn de foc și acolo spune și de sistemul nervos. Deci v-aș recomanda să... Dar oricum văd că veți rezista cu brio și v-aș ruga să nu renunțați la valorile și principiile dumneavoastră, da? Deci în ce privesc aceste sfide care vor veni spre dumneavoastră, aceste dificultăți, să rezistați și să aveți încredere în intuiția dumneavoastră. 4 de cupe. Da, deci veți, judecata vine în ce privește familia dumneavoastră. Va trebui să luați ceva la cunoștință, v-am spus, să analizați trecutul și prezentul. Va pune ceva pe gânduri aici, în ce privește familia dumneavoastră. Sunteți insatisfăcuți, poate și plictisiți, să spunem așa, și va trebui să analizați lucrurile și pentru a decide ce pași următori trebuie să faceți. Da, deci din nou, trezire, spune aici, risveglio. Spune că e nevoie să vă treziți, să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să fiți buni în ce privește familia dumneavoastră. E nevoie de un sacrificiu aici, e nevoie să vă sacrificați, dar în același timp văd că vă dă frică și vă preocupă aceste situații. Va trebui să vă luați un pic de pauză. Spânzuratul a ieșit de două ori în etalarea dumneavoastră. Aici vă recomandă că, cred că în această lună veți ști care este scopul divin pe acest pământ. Veți lua la cunoștință ce s-a întâmplat până acum, ce parcurs ați avut în această viață până în momentul prezent și veți ști ce trebuie să faceți de acum încolo. Veți lua la cunoștință și divinitatea vă cheamă la această trezire. Dar în același timp vă văd preocupați, nu trebuie să aveți, nu trebuie să vă gândiți la negativitate, că totul se va rezolva. Haideți să vedem. Da, văd că e posibil să în această lună să suferiți din partea unei femei, din partea unei femei sau dumneavoastră să fiți această persoană tristă și va trebui să iertați, să vă vindecați. 8 de spade, din nou îmi spune că sunteți insiguri, confuși și e nevoie să luați decizii. Luați decizii, sunteți norocoși pentru că îmi spune liberul arbitru, sunteți liberi să luați decizii, este doar o iluzie că sunteți blocați, dar ceva vă va întrista mental, să spunem așa, vă va bloca. Dar roata norocului vă transmite, roata destinului vă transmite că veți avea parte de oportunități, da? De proiecte, de succes, veți avea parte de noroc. Fantele de bețe mi-arată că veți avea din nou, vă veți trezi la viață, veți avea parte din nou de creativitate, de energie, de motivare, de entuziasm pentru a crea în viața dumneavoastră. Din nou sunteți chemați la datorie, vedeți judecata, sunteți chemați la datorie să aduceți o schimbare în viața dumneavoastră. Trebuie să reflectați, să valutați lucrurile pentru a renaște. Vedeți, din nou a ieșit spânzuratul cu judecata. E nevoie să reflectați în ce privesc aceste proiecte. Dacă e posibil și să vă îndrăgostiți sau să fiți îndrăgostiți și să fiți blocați, să fiți în suferință, da? Și, sau să vă blocați dumneavoastră, dar e nevoie să reflectați, cum am spus, să reflectați și să valutați bine lucrurile înainte să luați vreo decizie. Pentru a renaște trebuie să faceți acest lucru.
Haideți să vedem și oracolul. Dar judecata îmi spune de o renoire viața dumneavoastră, se vor curăța, se va curăța karma dumneavoastră și veți lăsa trecutul în urmă. Divinitatea vă va ajuta, vă va aduce un nou început în viața dumneavoastră. Se vor îmbunătăți lucrurile, să știți, deci nu veți rămâne în această suferință. Dar va trebui să luați la cunoștință și să încercați să vedeți lucrurile din altă perspectivă, este foarte important. Haideți să vedem ce spune acest oracol de iubire pentru relațiile de iubire, Zodia Gemeni. Să iau eu. Să fiți pregătiți pentru a primi ce a fost plănuit pentru dumneavoastră. Ce a fost plănuit de la divinitate să vi se întâmplă. Să fiți pregătiți pentru a primi aceste lucruri în viața dumneavoastră, în ce privește destinul dumneavoastră. Pentru că, cum v-am spus, divinitatea vă cere să vă retreziți. Să vă retreziți, să aduceți o schimbare în viața dumneavoastră și veți primi tot ce a fost plănuit în ce vă privește, în ce privește destinul dumneavoastră, cum spuneam mai devreme. Și spune că veți învăța de la persoana iubită. Dacă sunteți într-o relație, veți avea lucruri de învățat de la persoana iubită și acea persoană vă va învăța pe dumneavoastră la rândul său, e posibil să vă stea aproape, să vă dea sfaturi, de ce nu, și să lăsați ca iubirea să vă arate cum să învățați unul de la altul. Da? Aici îmi spune că divinitatea vă va trimite semne în ce privește persoana iubită. Să lăsați ca aceste semne să vă conducă la iubirea adevărată care este destinată vouă. Wow! Veți primi semne și se vor întâmpla miracole în relația dumneavoastră de iubire. Deci, noi începuturi. Lăsați ca divinitatea să vă ajute să recunoașteți aceste noi începuturi, aceste miracole, aceste semne că iubirea va veni pe strada dumneavoastră. Vedeți aici Cupidon. Iubirea este în aer. Deci veți simți iubire în această lună ianuarie. Veți fi atinsă de iubire în această lună ianuarie. Foarte frumos. Haideți să vedem și ce vor să vă transmită îngerii pentru Zodia Gemeni, pentru luna ianuarie, pentru toți abonații mei, pentru toți cei... Hop, 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 am înțeles. Da, pace. E nevoie să... faceți pace în sufletul dumneavoastră, să vă regăsiți pacea. Pentru asta e nevoie să stați singuri cu voi înșivă pentru a vă regăsi pacea, să meditați, cum spunea preoteasa mai devreme, să vă ascultați intuiția, da? Și veți avea parte de pace. Să faceți lucrurile cu pace, să, în armonie, da? E nevoie să oferiți pace și armonie persoanelor din jurul dumneavoastră. Pacea va veni în viața dumneavoastră. Veți avea parte de pace. Haideți să vedem. Pentru Zodia Gemeni, pentru toți abonați. Hop, hop, am înțeles. Dar sunt prea multe. Sunt jumătate de pachet. Pentru Zodia Gemeni. De câte ori zic Zodia Gemeni, cade tot. Haideți să vedem. Pentru Zodia Gemeni, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, un mesaj, un sfat de la voi pentru ei. Hop, a ieșit. Wow! Oamenii mei dragi, se va face justiție în viața dumneavoastră. Justiția divină va fi de partea dumneavoastră pentru a duce pacea, echilibru și armonia în viața dumneavoastră. Să luați aminte acest lucru. Să fiți corectă cu persoanele din jurul dumneavoastră. Dacă vă gândiți la o relație,
această persoană este onestă și corectă, un adevăr va ieși la iveală și foarte mult va fi importantă, va fi importantă justiția, dreptatea în viața dumneavoastră. Veți fi mai puternici, veți fi mai echilibrați, veți ști ceea ce trebuie să faceți. Va veni un echilibru și justiția divină își va spune cuvântul în această lună ianuarie, să știți. Dacă ați fost nedreptățiți, se va face dreptate și îmi spune să fiți buni de la inimă la inimă, să fiți înțelegători cu alte persoane, să fiți binevoitori cu alte persoane, să acceptați alte persoane așa cum sunt, să acceptați justiția divină, să acceptați echilibru, armonia în viața dumneavoastră, să acceptați ce vă va da destinul și universul, pentru că se vor întâmpla lucruri importante în această lună ianuarie. Un nou început. Trecutul îl veți da la spate. Haideți să vedem dacă vor să vă mai transmită. Op, da. Încă una. Wow! Soarele. Foarte multă căldură, foarte multă claritate. Veți străluci în această lună ianuarie. Să știți, va ieși soarele pe strada dumneavoastră, se va face claritate în viața dumneavoastră. Deci, oameni dragi, să vă urmați esența inimii, să vă urmați esența sufletului dumneavoastră, să spunem așa. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor. Spune așa că e nevoie să vezi doar iubirea din persoanele din jurul tău. Spune că să te regândești la anumite erori și la greșelile, la neînțelegerile din trecut și să vezi doar iubirea în orice persoană, chiar și în tine însuți. Să te focalizezi pe iubire în orice situație. Să obții vindecare și vei obține vindecare în moduri care tu nici tu nu reușești încă să îți imaginezi. Deci se va vindeca relația dumneavoastră de iubire între dumneavoastră și o anumită persoană. Și e nevoie să vedeți iubirea în tot ceea ce vă înconjoară pentru a avea parte de vindecare. Și veți avea parte de vindecare dacă dumneavoastră veți vedea doar iubirea din persoanele din jurul dumneavoastră. Un mesaj pentru zodia Gemeni. Zice că rezultatele se obțin cu muncă. Îngerul Machidiel spune că tu ai capacitatea de a duce la bun sfârșit orice lucru îți dorești. Doar că tu trebuie să fii curajos și să lucrezi într-un mod serios. Dacă tu vei acționa mai mult cu inima decât cu mintea, vei vedea că vei ajunge la acel entuziasm și de a ajunge la obiectivele tale. Dacă tu folosești mintea, cu alte cuvinte, vei vedea că doar ai pus energie și entuziasm pentru obiective greșite, pentru obiective care nu sunt bune pentru tine, sunt pasagere. Deci acest mesaj din partea îngerului vă sfătuiește să, din nou, să acționați cu inima. Și să vedeți lucrurile profunde, nu superficiale, pentru a duce la bun sfârșit orice lucru vă doriți. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, ar însemna foarte mult pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii în această lună ianuarie, să aveți parte de iubire, de obiective cu succes, să duceți la bun sfârșit orice vă doriți, de abundență și de renaștere, da? De reînnoire, să vină renaștere în viața dumneavoastră, să lăsați în spate tot ce nu vă mai trebuie și nu mai este bun și nesănătos pentru dumneavoastră. Doamne ajută tuturor, ne vedem la etalarea zilnică, numai bine! Sănătate, la revedere!